Moldova se află din nou la răscruce de drumuri. Peste numai 3 zile în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, iar sondajele arată că Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de președinta Maia Sandu și blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, condus de Vladimir Voronin și Igor Dodon, sunt drept favorite. Dacă va sufla sau nu vânt european în pânzele Moldovei și țara va avea șansa la un guvern orientat spre vest, aflăm de la analistul politic Cristian Hrițuc, un bun cunoscător al situației de peste Prut. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și disponibilitate. Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Cum vedeți alegerile din Republica Moldova? Da, avem un moment greu, dar eu sunt optimist. Sunt, așa cum a spus și dumneavoastră, practic lupta s-a polarizat între PAS și PSRM și PCRM. În acest moment putem afirma că PAS are câteva procente peste și se apropie de realizarea unei performanțe foarte mari, obținerea 50 de mandate din Parlamentul Moldovean. Desigur, sondajele din Moldova mai tot timpul sunt înșelătoare, sunt multe case de sondaje care practic acolo fac jocul politic și nu dau rezultatele așa cum sunt, dar dacă ne uităm la dinamică și la ce sondaje mai putem vedea, la cele corecte, de aceea spun că avem șansa ca în Republica Moldova Partidul Pro-European să conducă, să obțină un rezultat bun în aceste alegeri și iar după aceea să se treacă practic la ce așteptăm cu toții, formarea unui guvern pro-european. Republica Moldova este în criză de ceva vreme, având un guvern interimar și acolo este o situație gravă și din punct de vedere economic și din punct de vedere social, avem și pandemia și este nevoie de un guvern legitim cu oameni care să își asume atât reformarea instituțiilor precum și realizarea, să zic, a reformei sociale pentru creșterea nivelului de trai. Cum vi s-a părut campania electorală? Campania electorală în Moldova tot timpul are aspecte mult mai dure decât în România. În primul rând, tema principală acolo e geopolitica. Avem mereu una dintre temele principale și PSRM-ul, comuniștii au încercat și de această dată să bage aceeași frică în rândul electoratului propriu, să spună că Moldova va fi vândută. Au fost atacuri chiar la ambasadorul Americii, au fost atacuri la România. Pe de cealaltă parte, PAS a încercat să facă o campanie orientată în special în zona anticorupție. Mesajul lor principal a fost că PAS va curăța țara de corupție. Au lăsat partea de geopolitică, PAS-ul a lăsat-o în planul 2. Bineînțeles, a afirmat încă o dată parcursul pro-european și orientarea pro-europeană a partidului condus de Maia Sandu. Practic asistăm la o campanie realizată mai mult în doi, din cauza polarizării luptei. Au fost și alte campanii mai mici, în special concurenți lansați de Blocul Socialiștilor și al Comuniștilor, concurenți lansați așa cum e Kafkaliuk, Partidul Pace, pentru a denigra opozanții politici, adică pentru a denigra partidul Maia Sandu și conducătorii acestuia. Am avut, din păcate, unioniștii la acest moment, se pare că nu vor trece pragul, nici Partidul Unității Naționale, condus de Octavian Țâcu, dar nici AUR, România, care s-a dus acolo și a făcut un vehicul politic, de fapt, luat alt partid și a pus sigla AUR,
a adunat în jurul său și a pus pe listă toți liderii unioniști care au dezamăgit de-a lungul timpului, iar în Moldova se știe mai bine jocul pe care îl face George Simion, jocul agreat pe care îl face cu Federația Rusă, chiar dacă în România se știe destul de puține despre aceste lucruri. În Republica Moldova situația e mai cunoscută, așa că probabil vom avea un parlament fără niciun partid unionist și vom avea un parlament împărțit în majoritate între PAS și blocul comuniștilor și al socialiștilor. Există o șansă ca să mai intre partid ușor, dar foarte mică. S-ar putea să avem un parlament doar din două partide. Vom vedea însă duminică, pentru că va conta foarte mult și prezența la vot. În această săptămână, deja liderii partidelor au trecut pe mobilizarea electorală, chiar Maia Sandu a făcut un apel ieri pentru ca cetățenii din Moldova să se mobilizeze și, bineînțeles, diaspora. Dacă am văzut în alegerile prezidențiale de trecut că diaspora a făcut o surpriză enormă la vot, venind în proporții foarte mari, aproape 180.000, 200.000 de 200, peste 200.000 de cetățeni din diaspora s-au dus la vot și acum PAS își pun speranța că diaspora Și pentru că îmi spuneați de diaspora și pentru că suntem pe finalul discuției noastre, un răspuns foarte scurt, vă rog, dacă cei din Republica Moldova vor ieși la urne, vor ieși să voteze. cred că, Toma, datorită acestei polarizări, vom avea o prezență undeva la 50-52%, ceea ce este un procent mare și pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru explicații și vă mai așteptăm la DOTO TV. Mulțumesc mult! Cu plăcere, să rămână. Ne mergem mai departe.